Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de 169 ediție Analize Economice. Astăzi este o ediție mai specială din două motive. În primul rând, voi prezenta datele unui sondaj economic realizat de IDIS Viitorul, de fapt de CBS Research la comanda IDIS Viitorul. Noi avem o experiență deja de 20 de ani realizând sondaje economice. Doi, este ceva interesant că niciodată n-am vorbit despre acest subiect, și anume sărăcia de vacanță. Ați întrebat ce e asta, voi explica. Uniunea Europeană înseamnă multe lucruri, dar unul dintre ele este posibilitatea, dreptul și dorința unui om, dar nu numai dorința, dar posibilitatea unui om de a merge în vacanță. Ori atunci când o cetățean nu poate să-și permită luxul de a merge într-o vacanță, noi o spunem aceasta ca sărăcie de vacanță. Acest indicator Comisia Europeană al Publică, pe statistica europeană îl puteți vedea, mai mult ca atâta, el este analizat cu cel mai mare detalii de către Confederația Sindicatelor din Europa, deoarece atunci când un lucrător nu își poate permite de a merge într-o vacanță, asta înseamnă că el nu se poate recupera și capacitatea lui de a munci este una destul de precară. Și un factor alarmant este că în ultima perioadă în Europa multă lume, într-adevăr, nu și-a putut permite să meargă în vacanță, inflații, creștere de prețuri. La noi lucrurile cum stau, n-am știut până acum. Acest indicator este răspândit pe larg Europa. Noi niciodată n-am făcut această analiză. Astăzi, prima dată, vă prezint datele. La noi datele sunt puțin deosebite de cele din Europa și vă explica din ce cauză. În Europa, întrebarea este pusă în felul următor. Dumneavoastră, v-ați permis în acest an să mergeți cel puțin pe o săptămână într-o vacanță plătită? Noi am pus întrebarea puțin altfel, noi am întrebat cetățenii dacă a fost undeva în vacanță, nu o săptămână, dar o zi, două, mai mult că tână n-am insistat să meargă undeva printr-o agenție, dacă un om și-a luat familia și-a mers undeva pe o zi sau două, noi am considerat că deja este bine. De aceea acest indicator din Republica Moldova nu poate fi întocmai comparat cu Uniunea Europeană sau cu România, țara vecină, din simplu motiv că noi am pus întrebarea cu mult mai largă. Dacă am fi întrebat exact ca Uniunea Europeană, indicatorul era să fie cu mult mai prost și numărul persoanelor care au fost cel puțin o săptămână undeva în vacanță, cu certitudine este cu mult mai mic decât numărul celor care îl aveam. Dar și așa, cifrele nu sunt cele mai vesele. Sper foarte mult că aceasta va fi o sursă de informație pentru sindicate, pentru patronate, pentru guvern și fiecare cetățean, nu știu să înțeleagă, totuși cetățenii Republicii Moldova merg la odihnă, au cultura odihnei sau nu o au. Deci, după cum am spus, la comanda CBS Research, IDIS Viitorul a realizat această cercetare. Invers, la comanda IDIS Viitorul, CBS Research a realizat această cercetare. Deoarece este prima dată, am vrut să vedem și anumite dinamici și am pus două întrebări. Prima, dacă omul a fost în vacanță în 2023 și doi, dacă omul a fost în vacanță sau planifică să meargă în vacanță 2024. Aici răspunsul pe 2024 este puțin mai diferit, deoarece o parte deja au mers în vacanță, unii planifică. Faptul că planifică nu înseamnă că 100% va fi, dar oricum nouă deja ne permitem. Haideți să luăm cu 2023. 70,3% spun că nici nu a fost anul trecut în vacanță, deci nici mult, nici puțin, absolut deloc. 7% spun că au fost undeva în Moldova, deci pe câteva zile au mers undeva în Moldova și au considerat că au fost în vacanță. 16,5% spun că au fost peste hotare în vacanță. 5,1% spun că au fost în vacanță atât în țară cât peste hotare, iar 1,1% spun că au fost cel puțin de 3 ori în vacanță. Deci noi avem un număr micuț de persoane care circulă foarte des și merg în vacanță minimul de 3 ori pe an. La întrebarea dacă au fost anul acesta în vacanță sau planifică să meargă, vedeți că situația este puțin mai proastă. 71,3% spun că nu au fost nici nu planifică în acest an să meargă în vacanță, vedeți, numărul a crescut puțin. 5,4% au mers sau planifică să meargă undeva în Moldova, 18,6% vedeți, cifra e mai mare, planifică, au mers sau planifică pe hotare, 3,4% au fost sau planifică să meargă și în Moldova și pe hotare și 1,4% este mai mult o leacă din cetățenii noștri, cel puțin de 3 ori au fost sau urmează să meargă în vacanță. De câte vedem, cei care sunt cu venituri mai ridicate, numărul lor de a merge în vacanță chiar a crescut. Având datele pe 2023, având datele pe 2024,
Am vrut să văd, din perspectivă mai lungă de timp, adică da, din perspectiva la 2 ani de zile, cât cetățenii noștri să odihnească. Dacă nu uităm atent, 61% 2 ani de zile au spus că n-au fost, nici nu planific să meargă în vacanță. De fapt, avem 60% din persoane care practic nu știu ce înseamnă aceasta să mergem în vacanță. După aceasta avem 18,9% din persoane care odată la 2 ani cel puțin undeva da să duc. Spre exemplu, 49%, măcar odată în 2 ani merg undeva în Moldova, alții merg fie în Moldova peste hotare, 12,8% merg undeva peste hotare. Dacă vedem, deci cam se primește 80% din cetățenii Republicii Moldova sau nu merg deloc. Apropo, dacă vă uitați atent, această cifră corespunde cam cu structura care o dau eu la populație. Deci 60% din populație săraci, 20% așa numită posibil care crede că e clasa mijlocie, dar clasa mijlocie de jos, 16% clasa mijlocie și 3,5% sunt cei bogați sau oameni bogați. 16,2% spun că anual merg undeva în vacanță, iar 3,5% din populație în fiecare an merg de câteva ori în vacanță. Fie Moldova și peste hotare, fie... Deci ei circulă mult. Deci cam asta este, 3,5% din populația țării noastre are o viața activă de vacanță, 16% bună, 20% slabă, iar 60% putem spune că deloc nu se odihnesc. După vârstă, haideți să vedem dacă există o diferență de vârstă. Dacă ne uităm, cel mai mult călătoresc tinerii de la 18 până la 29 de ani, 55% din ei tot nu călătoresc, e mult, dar e mai puțin decât media, 39% au mers undeva în țară sau peste hotare, iar 5,5% vor merge și în țară și peste hotare, deci ei au o vacanță activă. Vârsta de 30-44 de ani, deja numărul celor care n-au mers în vacanță crește și, nu vreau să zic evident, dar se primește cu regret după cum și era de așteptat, persoane de la 60 de ani în sus, 84% din ei nu au mers și nu vor merge în acest an în vacanță deloc, 13,5% vor merge undeva, fie în țară, fie peste hotare, iar 2,5% vor merge și în țară și peste hotare, deci au o vacanță activă, așa, deci merg. Deci, practic, oamenii care circulă des în vacanță, dacă observați, printre alte cel mai mult, e la 30-44 de ani, ăștia circulă cel mai mult, după aceasta 18-29 de ani și la 60 de ani tot avem, dar mai puțin. După studii, aici este foarte interesant. Eu cred că de multe ori nu e atât a veniturile populației, cu toate că veniturile joacă un rol important, dar și cultura odihnii. Și dacă observăm la noi, a merge în vacanță este destul de slab, cu excepția unui grup foarte clar, oamenii cu studii superioare, dacă observați, ei se deosebesc net de ceilalți, deci cei care au studii superioare în Republica Moldova, 55% din ei nu vor merge în vacanță, dar 35,5% vor merge fie în Moldova și peste hotare, iar aproape 10% vor merge și în Moldova și peste hotare. De fapt, oamenii care merg foarte des în vacanță sunt anume cei cu studii superioare. Observați că la celelalte grupe este infim. Dacă ați întrebat cine se odihnește activ în Republica Moldova, deci sunt oamenii, așa vedeți, care din oraș, care au studii superioare și, de regulă, au o vârstă nu foarte înaintată. Locul de trai a respondentului, vedem iarăși o diferență destul de puternică. Cei care locuiesc în oraș, da, tot este mult, 61% nu vor merge și nici nu planifică, în acest an nu vor merge în vacanță, 31,8% vor merge fie în Moldova și peste hotare, 7% vor fi activ și în țară și peste hotare, vor merge de câteva ori în vacanță. Cât privește la sat, 80% din populația din sat, din păcate, nu merge în vacanță, au de lucru, deci oamenii stau acasă și observăm 17,4% vor merge cel puțin o dată în țară peste hotare, iar 2,8% din ei vor merge mai des. Dar asta am vorbit despre populația în general. Oamenii, toți cei fie care sunt pensionari, care lucrează, care învață, deci toată populația. Ținând cont că pe noi ne interesează și un alt aspect, în ce măsură forța de muncă se poate recupera, deoarece datele privind sărăcia vacanță, noi găsim în Europa două tipuri de date, pentru populația totală și pentru lucrători,
Acum aș vrea să mă opresc la sărăcie de vacanță la persoanele angajate, cei care lucrează. Noi am pus o întrebare de verificare să întrebăm omul dacă lucrează. Această întrebare, apropo, ne-a permis să mai scoatem în evidență încă un lucru care de multe ori noi îl analizăm, munca la negru, deci cei care lucrează totalmente fără contract de muncă, și salariile în plic sau remunerarea neoficială. Noi am întrebat și de toți respondenții, vorbim de populația peste 18 ani, i-am întrebat dacă lucrează. 39,4% au spus că da, lucrează și lucrează 100% oficial. Doar 1% au recunoscut că lucrează și o parte din salariu oficial lucrează, dar o parte din salariu o primesc în plic. 7,6% au spus că lucrează, însă absolut neoficial, deci tot salariul este la negru. 29,5% au spus că sunt pensionari. Și 22,5% au spus că nu lucrează. Aici, apropo, la pensionari, trebuie să atragem atenția că noi avem oameni care sunt pensionari, dar lucrează și ei nu s-au identificat ca pensionari, dar s-au identificat ca oameni care lucrează. Și, din contră, avem persoane tineri care sunt pensionari, deoarece noi, când am spus pensionari, n-am avut doar limita de vârstă, dar am avut în vedere toate tipurile de persoane care nu sunt pensionari, inclusiv când au anumite probleme de sănătate sau toate cele grupii care nu le primim. Și atunci am vrut să văd cam care este structura populației ocupate în Republica Moldova, ca număr. Noi știm că în țara noastră avem 1.915.000 persoane cu vârstă de la 18 ani în plus și dacă considerăm că ei au răspuns la întrebări corect, avem în felul următor. Noi avem 751.000 de persoane care spun că lucrează 100% oficial. Lucrul acesta plus minus corespunde că datele, noi avem 600.000 de oameni care lucrează cu normă de plină de muncă, dar oameni care mai mult sau mai puțin lucrează oficial, care au de pildă parțial, lucrează, într-adevăr, cifra este cam aceasta. Avem 20.000 de persoane care spun că lucrează oficial, dar primesc salariu în plic, apropo, cifra este destul de micuță, este cea mai micuță de când facem noi analiza. La negru avem 144.000 și este cam cea mai mare cifră, deci avem o înclinață de lucru la negru. Sunt pensionari 567.000 și dacă vă uitați după limita de vârstă la 60 de ani în sus avem 503.000, dar avem 50.000 de pensionari în tot, plus 10 plus 3, 63.000 până la 60 de ani. Asta vorbim de persoane care de fapt sunt pensionari nu după limita de vârstă și nu lucrăm, avem 433.000, dintre care dacă observați o parte în vârstă toți au declarat că nu lucrează toate și nu sunt nici pensionari, iar restul, vedeți, avem tineri, 158.000, cel mai probabil sunt studenți, avem deja de vârstă mai înaintată, 154.000. Deci, în total, cei care vor vrea să analizeze detaliat, dați-le veți avea, noi aceasta vă ajută să faceți analize. Noi deja de câțiva ani de zile facem salariul în plic, acum nu am avut ca scop să facem analiza salariului în plic, pe noi ne interesează sărăcia de vacanță, dar am zis, deoarece noi am primit și această întrebare, de ce se pierdă datele, haideți să facem aceasta, deci dacă observați, tot oficial, noi am început prima cercetare în 2018, erau 78% oficial, tot oficial, după aceasta am crescut până la 88%, ceea ce este destul de marcant și cred că se caracterizează în special datorită faptului că s-a relaxat puțin politica fiscală, dar și că autoritățile statului lucrează mai bine. Acum avem o ușoară înrăutățire, ne-am dus la 82%, dar eu cred că este legat de faptul că a crescut puternic munca neoficială, deci practic oamenii care lucrează neoficial bănuiesc că sunt din agricultură, poate construcții. Dacă observăm salariul în plic parțial, ajungem la cea mai mică cotă, 2,1% din cei care lucrează spun că primesc salariul în plic parțial. Deci ce avem noi? Oameni care lucrează oficial, oameni care lucrează oficial și primesc salariu în plic, dar acest fenomen deja dispare în Republica Moldova, și oameni care lucrează totalmente neoficial, avem cea mai mare cifră, 15,38%, cel mai mult dintotdeauna. Cred că acest lucru va trebui să-l mai analizăm o dată, mai special să vedem din ce cauză în prezent avem o creștere a muncii total neoficială. Am folosit cuvântul la negru, ceea ce nu-mi place, dar cred că total neoficială. Și acum haideți să vedem cum se odihnesc oamenii. I-am împărțit pe ei în două categorii. Cel care lucrează oficial, fie primește 100% oficial sau parțial în plic și restul oficial, și cel care lucrează totalmente neoficial.
Dacă ne uităm atent, din toți salariații din Republica Moldova, 56,3% spun că în acest an nu s-au odihnit și nu vor merge la odihnă. Mai mult de jumătate din toți lucrătorii din Republica Moldova, din păcate, nu își pot permite luxul de a merge undeva în vacanță. 8,6% au spus că au planificat, s-o planific să meargă undeva în Moldova. 28,5% vor merge peste hotare, iar 6,5% vor merge și în Moldova, și peste hotare, minimul de 2 ori, dar cel mai probabil vor merge de 2-3 ori la odihnă. Situația la cei care lucrează, fiți atenți, vorbim de oameni care sunt ocupați în câmpul forței de muncă, însă lucrează neoficial. Evident, aceștia sunt cei mai vulnerabili oameni. Observați că numărul lor care nu merg în vacanță, 82%. Deci, practic, dacă tu lucrezi undeva neoficial, ești cel mai vulnerabil la capitolul bunăstare, 82% nu își pot permite luxul de a merge undeva în vacanță, 2,35% spun că se vor odihni undeva în țară, 12,7% spun că se vor odihni undeva peste hotare și 2,35% spun că se vor odihni în țară și peste hotare. Deoarece noi am avut date pe 2023 și avem pe 2024, putem să vedem și o dinamică. Deci dacă observăm anul trecut, din cei care sunt salariați, 56,9% au spus că vor merge undeva la odihnă. În acest an cifra a scăzut puțin până la 56,3%. Vedem că numărul celor care vor merge în odihnă au scăzut. Cât privește angajarea neoficială, noi avem două fenomene. A crescut brusc numărul celor care declară că lucrează neoficial, însă a crescut și numărul lor care se confruntă cu o sărăcie de vacanță, cu mult mai mare, dacă anul trecut erau 74,4%, în acest an sunt 82,3%. Din toți cei care sunt ocupați în economia națională, deci omul care lucrează, fie oficial, fie neoficial, avem o creștere, nu mare, dar avem o creștere a celor care nu vor putea merge în vacanță. În acest an avem o tendință negativă, deci la 59,6 la 60,3. În concluzie, știind aproximativ câți oameni lucrează, știind care e populația țării, din declarația lor că ei lucrează, din faptul dacă vor merge sau nu la odihnă, putem spune în felul următor. Anul trecut, din cei care lucrează, 538.000 nu și-au putut permite luxul de a merge în vacanță, în acest an numărul lor va crește cu 17.000 și va ajunge la 555.000 de persoane care lucrează, fie oficial, fie neoficial, însă, din păcate, nu își pot permite luxul de a merge în vacanță. Veți vedea datele pe Uniunea Europeană, n-am vrut acum să vă încarc foarte mult, dar vreau să spun următorul lucru. Uniunea Europeană înseamnă multe lucruri, inclusiv și posibilitatea financiară, plus cultura, educația de a merge undeva în vacanță, forța de muncă, în mod special, are nevoie de recuperare, din acest motiv sărăcia de vacanță este un indicator nu doar a Uniunii Europene, dar este și un indicator pe care îl utilizează sindicatele, inclusiv în negocierile cu guvernul și cu patronatele privind salariul minim, privind remunerarea cetățenilor, deoarece dacă un lucrător care lucrează nu își poate permite luxul de a se recupera odihnindu-se, atunci aceasta avem o problemă. Încă o dată, repet, indicatorul nostru nu este atât de, să zicem așa, de exact ca la Uniunea Europeană, unde au spus că cel puțin o săptămână să te odihnești. Noi am pus o întrebare cu mult mai generală. Dacă am fi pus cel puțin o săptămână, cifrele ar fi fost cu mult mai alarmante, dar și așa observăm că la noi o parte considerabilă de cetățeni, în special din zona rurală, în special cei care sunt angajați neoficial, din păcate cei care sunt în vârstă înaintate, nu își pot permite luxul de a merge în vacanță, iar unii, și numărul lor este foarte mare, nu își pot permite lucrul acesta, nu doar anul acesta, nu și-o permis anul acesta, nu și-o permis anul trecut și cel mai probabil nu și-o permis mulți ani la rând de a merge undeva în vacanță. Sper foarte mult că acest indicator de sărăcie de vacanță noi vom reuși să-l monitorizăm anual, iar autoritățile statului, sindicatele, patronatele și chiar angajații vor utiliza aceste date atunci când își vor negocia salariul, iar salariul trebuie să ne asigure un trai decent și de ce nu ca omul să-și poată permite luxul de a merge să se recupereze undeva în vacanță. Vă mulțumesc și până data viitoare!